Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit luni 26 decembrie 2022 Sfânta Liturghie la Mănăstirea Hadâmbu din comuna Mironeasa, județul Iași. Slujba a fost prilejuită de hramul Paraclisului de iarnă, închinat Sfântului Ierarh Nicolae și Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, pomenit pe 26 decembrie. La orele dimineții, preasfinția sa a fost întâmpinată de către soborul slujitorilor în incinta așezământului monastic. Apoi, soborul s-a îndreptat spre locașul de închinăciune, în dangătul clopotelor măreții clopotnițe ridicată în cinstea Sfinților Români și a Maicii Domnului. Preasfinția sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Răspunsurile la strană au fost oferite de către un grup de tineri absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Sute de credincioși, între care s-au numărat fii duhovnicești și oaspeți de seamă, s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuviosul părintele nostru stareț, arhimandritul Nicodim, din preună cu toți părinții, frații, viețuitorii și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, înțelepciune drept. Când noi mai înainte de ceasul te-am născut, sunată Domnul și voi mai părea mea, tu ești preot în veacă, Domn Părântul Ionului Mărchise. Mântuiește-ne pe noi, Fiului Dumnezeu, cercetă-i născut din fecioară. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Și o desăvârșește pe ea. Că Nazarinan se va chema, zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl.
Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Veniamin a adresat un cuvânt de învățătură în care a făcut referire la Evanghelia zilei, la soborul Maicii Domnului și la viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana. De asemenea, a mulțumit înalt Preasfințitului Părinte Teofan pentru că a oferit binecuvântare să slujească în așezarea monahală din Dealul Mare. Ce vedem din Sfânta Evanghelie de astăzi? Vedem că Domnul poartă de grijă pruncului Iisus. Îl ocrotește în Egipt, acolo îi călăuzește pașii lui și părinților lui, după ce a murit Irod, se întoarce înapoi și merge în Nazaret ca să se împlinească Scriptura. Iubiți credincioși și credincioase, tot în această zi, în calendarul bisericii noastre, avem înscris sărbătoarea soborul Maicii Domnului, pentru că prin Maica Domnului, vasul cel ales s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Ea fiind născătoare de Dumnezeu, este cinstită în mod deosebit în această a doua zi, pentru că prin ea, vasul cel ales, prin ea care și-a sfințit viața prin postire, rugăciune, prin osteneri și în ascultare desăvârșită, iată Dumnezeu, cuvântul, se întrupează și devine din Fiul lui Dumnezeu, cel născut din veci de Tatăl, așa cum zice noi în crez, devine Fiul Fecioarei, pentru că El se întrupează în timp ca pe noi oamenii să ne răscumpere de robia păcatului și a morții. Fecioara Maria și-a sfințit viața petrecând în rugăciune și lucrul acesta îl vedem chiar din tradiția noastră bisericească și în cursul anului bisericesc noi avem o sărbătoare închinată Maicii Domnului, aceea a intrării în Biserica Maicii Domnului. Maica Domnului este pentru noi model de vețuire în Hristos. Maica Domnului pentru noi este rugătoare înaintea tronului Preasfintei Treimi. Maica Domnului pentru noi este ocrotitoare și păzitoarea noastră și mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Tot în această zi îl avem și pe Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana și ne bucurăm foarte mult că în mănăstirea aceasta altarul la care am slujit astăzi este închinat sau îl are ca ocrotitor pe Sfântul Nicodim de la Tismana, cu experiența dobândită în Athos, ca unul care avea rugăciunea inimii, a transmis și a învățat și pe ucenicii lui să zică rugăciunea inimii. Având în vedere că anul acesta în Patriarhia Română s-a vorbit foarte mult despre rugăciune, pentru că a fost un an închinat rugăciunii, vedem că atât Maica Domnului, cât și Sfântul Nicodim pe care îl prăznuim astăzi, sunt oameni ai rugăciunii, în primul rând, pentru că ei s-au rugat mult lui Dumnezeu. Iar în momentul în care cineva se roagă cu smerenie lui Dumnezeu, acela primește răspuns de la Dumnezeu, împlinirea dorințelor lui. Se curăță de păcate, se vindecă de boli și primește grabnic alinare în toate necazurile și suferințele pe care le are.
De aceea, iubiți credincioși și credincioase, Sfântul Nicodim rămâne în istoria noastră locală ca un mare isihast, ca un mare rugător și ca un mare organizator al monahismului, pentru că, iată, a contribuit la o mai bună organizare a mănăstirilor din spațiul românesc. Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin a oferit Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, o icoană cu Sfântul Ierarh Dionisie Erhan, ocrotitorul eparhiei Basarabiei de Sud și slujba Sfântului, și l-a felicitat pe Părintele Stareț cu ocazia serbării ocrotitorului spiritual. Această zi de sărbătoare îl felicităm și pe Părintele Stareț Nicodim, care, vedeți, moștenește din virtuțile și din darurile pe care le-a avut Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, odată cu numele, a moștenit și din calitățile acestuia, pentru că și Părintele Nicodim aici are o lucrare foarte frumoasă, așa cum știți dumneavoastră. A reușit să redea viață acestei mănăstiri și nu numai să redea viață, ci chiar să o facă să devină un loc foarte căutat de credincioși, pentru că aici găsesc alinare, aici găsesc duhovnici iscusiți și părinți cu viață îmbunătățită, care să le dea binecuvântare și dezlegare de păcate și în același timp să le bucure viața prin povața și prin rugăciunea înaintea tronului Preasfintei Treimi. Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana să aveți un rol important în zilele noastre la intensificarea credinței ortodoxe și la păstrarea valorilor, mai ales în lumea în care trăim, unde e nevoie de modele, e nevoie de oameni rugători, e nevoie de oameni care să slujească pe Domnul Hristos și Biserica Sa cu toată ființa. În această zi în care vă serbați ocrotitorul, noi vă felicităm și ne rugăm Domnului Hristos să vă dăruiască ani mulți și buni, cu sănătate, cu bucurii sfinte, cu împliniri și cu bucurii netrecătoare, pentru că mănăstirea Hadâmbu a devenit un loc de referință și un loc de pelerinaj pentru mulți pelerini, nu doar de aici, din Moldova și de România, ci chiar din afara granițelor țării. Și din Basarabia sunt foarte mulți pelerini care vin cu mult drag aici, pentru că au aflat loc de rugăciune și, în același timp, au primit povață și sfatul comunicesc, întorcându-se acasă cu bucurie în inimile și în sufletele lor. Noi vă mulțumim pentru invitația de a fi astăzi împreună cu dumneavoastră la hramul mănăstirii, la hramul acestui iris. În același timp, mulțumim în aurea Sfințitului Părinte Teofan pentru dragostea pe care o are față de Basarabia și pentru sprijinirea proiectelor noastre. Sfântului Cuvios Nicodim să vă ocrotească, să vă bucure și să mijlocească înaintea tronului Preasfintei Treimi pentru noi și pentru toți cei care sunt pelerini în această mănăstire. La rândul său, Părintele Stareț a dăruit ierarhului o cruce și un engolpion. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a manifestat recunoștința față de preasfinția sa pentru că a slujit Sfânta Liturghie, față de fiii duhovnicești și față de pelerinii care vin la mănăstirea Hadâmbu pentru a se ruga și pentru a se închina la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Prezența ierarhului pentru mine este un dar primit de la Dumnezeu de când sunt monah, mai cu seamă de când sunt în acest sfânt așezământ, aproape de 33 de ani, trebuie să recunosc că mi-am dorit foarte mult prezența ierarhului. Astăzi pot să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, Maicii Domnului, tuturor sfinților și în ultimul rând în al preasfinței Părinte Teofan, metropolitul nostru, care a făcut posibilă prezența preasfinției voastre. Datorită în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, după ce a venit și a sfințit noua biserică, a promis că toate evenimentele sfinte noastre mănăstiri va fi prezența ierarhului. Astăzi pot să mulțumesc în primul rând lui Dumnezeu, Maicii Domnului, tuturor sfinților și în ultimul rând în al preasfințitului Părinte Teofan, metropolitul nostru, care a făcut posibilă prezența preasfinției voastre. Țin să vă mulțumesc pentru binecuvântările arheologului care ne sunt de folos nouă tuturor. Iată că suntem în a doua zi de Crăciun și pentru noi este o mare binecuvântare, iubiți credincioși, să avem ierarhul nostru prezent la această mare slujbă.
Vă mulțumim pentru cuvântul frumos adresat nouă tuturor, atât despre soborul Maicii Domnului, cât și despre Sfântul Preacuvios Părinte Nicolae cel Sfințit de la Tisman, atât de frumos explicând pe înțelesul nostru tuturor. Nu ușoară vă este crucea, știm cu toții. Știu că ați fost mai tot timpul în patriarhia noastră, un rol foarte important, funcția pe care ați avut-o lângă preafericitul nostru și se vede povețile și formarea duhovnicească, frumoasă, să spun de altfel, a patriarhului nostru drag, care știm cu toții ce patriarh avem noi și știe preafericitul de ce v-a fost acolo. Ori acolo, în Basarabia, de la 20 de biserici, ați ajuns la 60 de biserici. Să vă ajute Măicuța Domnului și în continuare să vă ne trăiți într-un mulți ani binecuvântați de Dumnezeu și să vă duceți cruce de erar cu aceeași demnitate cu care ați început-o. Și iarăși, din nou, mă plec în fața preasfinției voastre, mulțumindu-vă că ați dat curs invitații noastre. Vă mulțumesc că ați venit în număr mare în această sfântă binecuvântată zi. Măicuța scumpă și Sfântul Preacuvios Nicolae să vă răspătească tuturor și prezenția voastră îți dorește să vă prezint o a doua obște a mea din partea dreaptă și mai sunt și pe biserică, fiii mei duhovnicești care sunt de peste 25 de ani, care îmi sunt aproape și mi-au fost aproape la cele mai grele încercări de când am ridicat și făcut, să spun, monumentul istoric la fiecare cărămidă a zidului, a bisericii, a catedralei. Au fost prezenți, chiar dacă le-a fost foarte greu, și sunt prezenți și în zilele noastre în biserică, la Sfânta Dumnezeiască Liturghie. Mulțumesc din inimă că existați și vă doresc în continuare sărbători frumoase, liniștite și binecuvântate. Eu vă felicit că aveți o asemenea obște, deci aveți două obște, o obște interioară și una exterioară. Obștea interioară se roagă foarte mult și întreține tot ce e aici, iar obștea exterioară susține permanent cu tot ceea ce trebuie ca obștea interioară să poată lucra frumos, să poată crește și să facă lucruri mărețe, să facă lucruri deosebite. În încheiere aș vrea să cântăm pentru Părintele Stareț și pentru toți cei care îl ocrotesc sau îl au ca ocrotitor pe Sfântul Nicodim, mulți ani trăiască rugându-l pe Sfântul Nicodim să ne fie totdeauna povățuitor și rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască în Domnul, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască în Domnul, mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să de tineri din parohia Cozia Costuleni, județul Iași, a susținut un repertoriu de colinde. Pelerinii au primit la ieșirea din Sfântul Locaș un pahar cu vin, fructe și dulciuri.
Paraclisul de iarnă al mănăstirii Hadâmbo a fost sfințit în anul 2005 cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pe atunci vicar administrativ al Eparhiei Iașilor. Aici sunt adăpostite într-o raclă fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.